Anton la Europa FM. Psihologul Raluca Anton într-o legătură prin Skype, ce poate fi urmărită și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM începând din acest moment. Bine ai venit, Raluca! Servus, bine v-am găsit! Am impresia că aveți o problemă cu traficul din Cluj, pentru că ai ajuns așa, în ultima secundă, în fața laptopului, exact din cauza traficului. Deci nu numai noi suferim aici în București, înțeleg că uneori la voi e chiar mai rău decât pe aici. În anumite zone din Cluj, într-adevăr, la noi este un pic mai dificil, da. Și ce gândește? Noi de asta. Ce gândește un psiholog atunci când se află blocat în trafic și trebuie să ajungă la o transmisiune în direct? De obicei eu mi-am reconceptualizat povestea asta și îmi spun de multe ori, mai ales dacă sunt cu fica mea, cu Ana, în mașină, că este un moment numai bun să povestim despre lucruri pe care nu apucăm să le povestim în alte momente, așa că încerc să mă folosesc de timpul respectiv. O idee bună, da. Bravo! Raluca, astăzi am promis ascultătorilor faptul că vom vorbi despre așa numită zonă de confort. Aș dori să ne explici tu pentru început ce înseamnă zona asta de confort. Întâi de toate, cred că e important să spunem așa că fiecare dintre noi cred că am spus cel puțin odată sau cineva ne-a spus cel puțin odată e timpul să ieși din zona de confort sau e musai să ieși din zona de confort și să te expui, să faci ceva nou, să faci lucrurile într-un alt mod. Deci, practic, această zonă de confort și în domeniul psihologiei este definită ca fiind acel context din viața noastră în care ne simțim foarte în siguranță. Însă, atunci când suntem în această zonă de confort, de multe ori ce știm noi este că s-ar putea să nu mai existe dezvoltare sau să nu mai existe creștere. Creierul nostru este extrem de adaptabil, învață lucrurile de foarte multe ori într-un mod firesc, într-un mod natural și la un moment dat avem nevoie de o zonă de creștere într-o direcție sau alta. Că e rolul de părinți, că e rolul profesional, că e fiecare rolul de partener sau parteneră. Și atunci această zonă de confort, de fapt ce este, mă ajută să mă simt în siguranță, dar pe de altă parte nu mă ajută la a mă dezvolta, nu mă ajută la a adăuga lucruri noi. Dezvoltarea nu adaug lucruri noi. Bine, dezvoltarea asta vine și cu niște costuri. Cum facem față noilor provocări odată ieșiți din zona de confort? Pentru că s-ar putea să fim bombardați cu tot felul de alte lucruri pe care abia acum le învățăm, le cunoaștem, le simțim și așa mai departe. Așa este. Ieșitul din zona de confort vine, sigur, cu disconfort, însă nimeni niciodată nu s-a dezvoltat în lux, ci mai degrabă când a apărut o nevoie de adaptabilitate într-o direcție sau alta. Acum, într-adevăr, ce se întâmplă de cele mai multe ori este că noi auzim această replică, trebuie să ies din zona de confort, dar nimeni nu ne spune cum și ce se întâmplă după ce ieșim din zona de confort. Iar ce știm noi din domeniul psihologiei este că oricât de mult ne-am dorit să ajungem din punctul A în punctul B, dacă distanța dintre cele două puncte este una foarte lungă, s-ar putea să apară diverse obstacole pe drum. Și atunci, ce sugerăm noi de cele mai multe ori este să împărțim această distanță în pași mai mici, astfel încât ieșirea aceasta din zona de confort să fie mai ușor de gestionat. Din punct de vedere emoțional, așa cum spuneai și tu mai devreme, vin o grămadă de provocări în momentul în care facem lucruri noi, și din punct de vedere a timpului, pentru că ce observăm noi în domeniul psihologiei și nu doar noi, atunci când ne dorim ceva, un lucru, ne dorim foarte tare un lucru, supraestimăm capacitatea noastră de a face față lucrurilor care apar și subestimăm timpul de care avem nevoie pentru a ajunge în punctul respectiv. Din dorință foarte mare de a obține acel obiect sau acel fenomen sau acea stare pe care ne-o dorim. Și atunci, pentru a nu exista acest, îi spunem noi, bias, acest mecanism eronat de a gândi lucrurile, e important să învăț să-mi împart traseul în părți mai mici. De exemplu, dacă scopul meu este să mănânc mai sănătos, de exemplu, în primul rând trebuie să-mi definesc ce înseamnă să mănânc mai sănătos, apoi trebuie să pornesc de la premisa că dacă până acum am mâncat într-un fel, cel mai probabil orice schimbare a comportamentului alimentar va veni cu un soi de disconfort, chiar dacă eu rațional știu că îmi doresc să mănânc altfel, după care să nu mă aștept să mănânc în fiecare zi la toate mesele într-un anumit mod, ci să-mi aleg anumite zile, anumite mese care sunt mai mult în controlul meu, de exemplu. Și la fel făcut cu orice comportament. Crește mult mai tare șansele, odată ce ieșim din zona de confort, să rămânem în acea zonă de dezvoltare,
până când repetăm de suficient de multe ori un comportament, încât să devină și el, la rândul lui, o zonă de confort, practic. Asta nu se poate aplica și într-o relație, că acolo trebuie să ieși brusc, nu poți ieși treptat, mă gândesc. Ești așa din relație, dar mental și emoțional nu se întâmplă asta. Okay. În momentul în care apare o despărțire, asta nu înseamnă că și mental și emoțional s-a produs despărțirea respectivă. Și acolo e tot un proces. Despre care o să mai vorbim într-un alt episod la Psiholog. Raluca, îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că te-am văzut și te-am auzit și astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, luni, la aceeași oră. Așa facem, ne revedem lunea viitoare. Seară bună! Îți propunem să analizăm subiectele zilei într-o oră. Sunt Adriana Nedelea și